Salutare tuturor, eu sunt Carmen Florentina, iar astăzi am pentru voi o altă carte din categoria ficțiune istorică și mai exact istoria feminină. Cartea se numește Când înflorește liliacul, autoarea este Martha Holt Kelly, este apărută la editura Litera în 2017 și face parte din colecția Blue Moon, care mie îmi place foarte mult și de asemenea mă bucur că în ultima vreme au ieșit foarte multe cărți cu această tematică care mă atrage destul de mult. Cartea este structurată în 47 de capitole și se desfășoară pe o perioadă de 20 de ani, 1939-1959. Avem trei momente prezentate aici. În prima parte avem începutul războiului. Apoi, în a doua parte, suferințele și chinurile suferite în lagărul de concentrare de la Ravensbrück și, în al treilea moment, sfârșitul războiului și începutul unei noi vieți. Autoarea ne prezintă trei personaje feminine: Caroline, care locuiește la New York, lucrează în consulatul francez și se ocupă cu ajutorul copiilor orfani din Franța, trimițându-le regulat pachete, iar mai târziu, după terminarea războiului, le ajută pe supraviețuitoarele lagărului să se vindece de rănile suferite și chinurile prin care au trecut. Al doilea personaj este Casia. Este o adolescentă poloneză care ajunge să fie prizonieră în lagărul de la Ravensbrück, alături de sora și de mama ei. Este supusă unei operații experimentale la picior și astfel trece prin cele mai cumplite chinuri. În același timp își pierde mama, despre care nimeni nu știe ce a pățit. Suferința ei continuă chiar și după terminarea războiului și nu reușește să treacă peste chinurile și nedreptatea la care a fost supusă în lagăr. Al treilea personaj este Hertha, o tânără doctoriță germană care ajunge să lucreze în lagărul de la Ravensbrück, într-o lume dominată de doctori bărbați. Este una dintre doctorii care le-au schingiuit pe acele femei în timpul războiului, dar cu toate astea reușește să își continue viața liniștită după război. Destinul le unește pe aceste femei și astfel Caroline o ajută pe Casia să își vindece piciorul și împreună merg pe urmele doctoriței Hertha pentru a face dreptate atâtor femei care au murit și au fost abuzate din cauza ei. O să vă arăt aici și coperțile. Mi-a plăcut această carte destul de mult pentru că este o carte foarte bine documentată, deși este romanul de debut al autoarei și o apreciez foarte mult pentru acest lucru, pentru că ne-a oferit o carte foarte bine lucrată, care conține foarte multe informații, iar două dintre personaje, Caroline și Hertha, ele sunt reale, chiar au existat în istorie. Are o notă la sfârșit foarte, foarte frumoasă, din care am învățat foarte multe lucruri. Eu recomand această carte, deși este destul de groasă, are 500 de pagini, însă merită citită. Aveți aici și un scurt rezumat. Mi-a plăcut foarte mult această carte și o recomand cu tot dragul. I-am dat 5 steluțe pe Goodreads pentru că chiar este o carte scrisă bine, de unde putem învăța foarte multe lucruri despre perioada celui de-al doilea război mondial și după. Și astfel avem tot ce trebuie. Recomand această carte și aștept părerile voastre dacă ați văzut-o sau dacă ați citit-o. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Aștept părerile voastre și nu uitați să-mi dați like sau vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu toate clipurile mele. Ciao!